Bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii Impact în Campus TV, o emisiune sau o ediție de astăzi care bănuiesc că îi va interesa mai mult decât de obicei pe telespectatorii noștri, întrucât avem un invitat special, să zicem mai special, este vorba de domnul Fănică Bârlă, singurul viceprimar deocamdată în funcție din primăria Buzău. Vă salut, domnul Bârlă. Bună seara, bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumesc frumos pentru prezență. Cu atât mai mult cu cât îmi dau seama că timpul dumneavoastră este destul de limitat, cel puțin de câteva săptămâni încoace. Oricum aveați destul de lucruri pe cap și înainte, dar știm cu toții ce s-a întâmplat așa în ultima vreme. Sperăm să intre totul normal și atunci toate lucrurile vor ajunge să aveți și dumneavoastră mai mult timp liber, puteți să vorbim, să aveți și puțin timp liber sau nu? Ca orice, mai am și timp liber. Sau la serviciu să nu fiți atât de presat de problemele cotidiene ale municipiului Buzău. Despre aceste probleme vom discuta pe parcursul acestei emisiuni. Am mai multe subiecte, am și o rugăminte pentru telespectatorii noștri. Vă dați seama că există un interes destul de mare, sunt multe probleme în municipiu. Rugămintea mea ar fi pentru telespectatorii noștri, dacă intervin în direct, să facă cu întrebări foarte scurte la obiect, ca să dăm loc eventual și altora. Da? Sper că mă vor înțelege telespectatorii. Începem, domnule viceprimar, cu transportul public din municipiul Buzău. După acel referat al Curții de Conturi, raport al Curții de Conturi cu anumite solicitări, rugămini și sugestii vis-a-vis de municipalitate. Am eu aici trei subiecte scoase legate de acest subiect. Am discutat și în emisiunile precedente, și de ieri și de săptămâna trecută, vis-a-vis de gratuitatea acordată pensionarilor și elevilor în municipiul Buzău. Curtea de Conturi vrea să fie cuantificați cât mai exact sau foarte exact numărul de călătorii pe care aceștia le fac cu autobuzele Transbuz. Noi am difuzat și în emisiunea de ieri o informație legată de Alba Iulia, da? Ce fac cei din Alba Iulia. Înțeleg că acolo există un sistem bine pus la punct, cu cartele, da? Pensionarii primesc câte o cartelă din asta pe 6 luni sau un an, trece cartela printr-un validator, da, montat în autobuz și, din câte înțeleg, atât primăria cât și societatea de transport public local de acolo din Alba Iulia, bănuiesc că mai sunt astfel de exemple din țară, dar noi de asta am aflat și mulțumim unui telespectator de al nostru, deci atât primăria cât și societatea de transport, cele două entități știu în permanență exact numărul de călătorii făcute de pensionari și în felul ăsta și primăria de acolo din Alba Iulia plătește exact, nu după niște date statistice. Domnul viceprimar, cum se va rezolva această problemă, această solicitare a Curții de Conturi la Buzău? Ca să ajungem la municipiul Buzău, la ceea ce interesează pe telespectatorii dumneavoastră cât și pe dumneavoastră, o să începem succint cu Alba Iulia. Alba Iulia nu numai că este un transport local public de foarte bună calitate, a fost cel mai bun, deci orașul cu cel mai bun transport din Europa. A fost declarat în 2012 și în 2014. Acolo toate lucrurile sunt impecabile. Totul este exact așa cum ați spus. Reprezentantul primăriei, am ascultat emisiunea dumneavoastră, am văzut emisiunea dumneavoastră, a spus absolut în parametri real tot ceea ce se întâmplă cu transportul public. Un singur lucru nu ați spus nici dumneavoastră și nici primăria. Primăria nu are nicio legătură cu transportul public local. Transportul public local se face în privat 100%, societatea de transport public local este 100% capital privat și dezvoltarea acestui transport cel mai bun din Europa s-a făcut în ultimii 30 de ani. Aici, la municipiul Buzău, și ajungem la municipiul Buzău, transportul local a fost preluat cel puțin din 96 de actualul primar, cu bunele și cu relele. Știți și țineți minte și ați făcut emisiuni că în 96 era un parc de epave. Statul s-a îngrijit prin autoritatea publică locală și a încercat cu pași mai timizi sau mai puțin timizi să susțină și să întrețină acest transport public local cu sursele proprii.
Este adevărat și este cunoscut că un agent economic privat care are și legislația mult mai caldă și mai amicală cu el în principiile legii decât administrația publică locală poate să facă un transport mult mai eficient pentru el cât și pentru comunitate. Administrația publică locală, având niște pârghi reglementate, ceea ce înseamnă legea concurenței, ceea ce înseamnă licitații, ceea ce înseamnă acordarea de credite, de granturi, ceea ce înseamnă tot ceea ce înseamnă acest hățiș legislativ, sunt net dezavantajate față de operatorii privați, în care el investește, el câștigă și el. Bun, revenim și de aici am ajuns la un transport care nu poate fi la, în momentul de față, nu poate fi la nivelul municipiului Alba Iulia și încă un lucru, în municipiul Buzău sunt de două ori mai multă populație decât a localității Alba Iulia. Bun, revenim la fondul problemei, domnul Bărlă. Și o să vă răspund exact la ce m-ați întrebat. Și noi la Buzău, dacă facem sau nu această numărare. Deci, sunt niște datele statistice, pentru că ele așa se numesc, denumirea generică de date statistică, dar ele provin din realitatea cotidiană a municipiului Buzău, ceea ce se întâmplă în materie de pensionari, în materie de elevi. Există o intercomunicare sau o comunicare permanentă cu numărul de elevi care funcționează, nu cel dat de statistică o dată sau de două ori pe an. Tot statistică se cheamă, că este mult mai reală, mult mai obiectivă, mult mai apropiată de în momentul de respectivă. Față, domnul Bârlă, cum plătește primăria subvenția către Transbuz pentru pensionari? Avem o informare cine are câte cupoane de pensii, sunt câți pensionari și cu cuponul de pensie se suie în mijlocul de transport și el are gratuitate. Bun, dar știți exact câți pensionari nu sunt în municipiul exact Buzău? Știm exact câți pensionari sunt în municipiul Buzău, știm cu o aproximație relativ bună cât circulă municipiul Buzău, este foarte greu și realmente nu știm de câte ori circulă un pensionar în municipiul Buzău sau un elev. Deci nu știți și nu aveați de unde să știți, deci dar numărul de călătorii... Și atunci această activitate care este în atributul Consiliului Local, în atributul municipiului Buzău de a susține social atât transportul, cât și persoanele în deficiență, cât și cantina socială o susținem. Susținem activitate socială și dăm o pondere însemnată învățământului și activității și societății civile în dezavantaj. Este atributul municipiului. Modalitatea de a putea să ne pliem pe normele legale, cele care ni le sugerează Curtea de Conturi, recomandările care ni le transmit Curtea de Conturi, o parte pot fi corecte, o parte pot fi obiective, o parte este doar punctul dumnealor de vedere. Pentru că veți vedea că în acele recomandări sunt și lucruri care, ca și principiul economic, se bea cap în cap. Deci trebuie să viabilizăm societatea Transbuz pe o parte și ceea ce este corect, iar pe de cealaltă parte să-i diminuăm veniturile, care iar este corect, dar ele amândouă, unele cap la cap, sunt o contradicție și sunteți convins că nu... Da, sunt unele dintre ele o contradicție. Corect. Eu mă întorc... Noi trebuie să ne pliem printre toate acestea și să respectăm în primul rând legea. Deci în primul rând trebuie să respectăm legea și apoi recomandările Curții de Conturi. Bun. Se implementează sistemul de la Alba Iulia și la Buzău astfel încât să fie... Să se știe exact numărul de călătorii? Deci, în primul rând, trebuie să avem o discuție și o ședință de lucru operativă cu societatea noastră în care suntem acționari majoritari, să vedem ce posibilități sunt, să vedem care și ce investiții au prinse în buget pe anul ăsta, pe anul viitor, poate și fac un buget multianual, să vedem. Nu vă pot promite acum ca și e o investiție, nu sistemul ăsta de la Alba Iulia. Este o investiție. Vă dați seama că acolo investiția s-a făcut în 10 de ani. Este greu ca să ajungi la zi un asemenea transport atât de performant. Este aproape imposibil și nu aș putea eu, ca și reprezentant al administrației publice locale, să-mi iau niște angajamente care nu pot fi în momentul de față total realiste, dar putem să facem pași. Asta vă pot spune pentru că am și început, nu de acum, de la emisiunea dumneavoastră, în urmă cu două luni de zile, când a fost aprobată o hotărâre de Consiliul Local în care reglementăm transportul de persoane în municipiul Buzău. Este aprobată cu 23 de voturi din 23 de voturi. Da, deci urmează să vă reîntâlniți, da, cu șefii Transbuzului și să găsiți cea mai bună variantă. Cea mai bună soluție pentru a răspunde recomandărilor Curții de Conturi acolo unde ele sunt corecte și obiective și să găsim soluția
optimă pentru a funcționa și societatea și pentru a putea să cuantumizăm exact veniturile care noi trebuie să le scoatem din bugetul local și să subvenționăm în continuare transportul care va rămâne subvenționat. Deci, principiul de subvenție al transportului public local pentru persoanele în vârstă, deci pentru pensionari și pentru elevi, va rămâne în picioare. Modalitatea de a și cuantumiza redevența este... E bine să facem această precizare pentru că ar putea unii pensionari să se sperie, domnule, să stați să vedeți că cererile astea ale curții de conturi au de ce s-ar să putea se sperie, să nu mai avem gratuitate. Atât pensionarii cât și elevii vor beneficia în continuare de gratuitate pe transportul public local. Bun, haideți să luăm un prim telefon în direct din partea telespectatorilor. Încă o dată acea rugăminte, întrebări cât mai concise. Vă rog. Spuneți. Bună seara. Aș vrea să-i spun domnului viceprimar că la ora actuală Transbuz Buzău au următorul buget lunar. Dânsul au un număr de încasări care este așa și diferența, deci diferența, să presupunem că dânsii au 400, să zic 40 de lei. Și dacă au încasări de 20 de lei, diferența o plătește primăria. Da. Înțelegeți? Corect. Nu este corect. Deci dacă eu îmi fac din încasarea mea numai o treime, diferența o plătește primăria. Indiferent că merg 100 de pensionari, că merg 1000 de pensionari sau 1000 de elevi. Diferența o plătește primăria. Nu este corect. Deci trebuie să gândească un acest, exact la Alba Iulia sau alt sistem, nu e o problemă. Dar că sunt pensionari care merg o dată, de două, de trei sau de 20 de ori într-o lună. Dar nu este normal că dacă la nivel de Buzău avem 1000 de pensionari, nu toți merg cu autobuzul. Știți? Adică nu este normal că dacă să luăm la 1000 de pensionari, să merg, toți merg cu autobuzul. Nu este normal. Și eu sunt pensionar și nu merg niciodată cu autobuzul. Păi și dumneavoastră ce ați dori? O limitare a numărului de călătorii cu care să meargă pensionare? Nu. Adică să fie un număr exact cum a fost la Alba Iulia. Sau să-mi dea mie un abonament, cum a zice la Alba Iulia, de 62 de lei. Nu, mie să-mi dea un abonament de 30 de lei. L-am depășit să fiu sănătos. Știți? Am înțeles. Bine, adică cine are nevoie să meargă cu autobuzul, să vie să-și ia un abonament. Că nu toți pensionarii din Buzău merg cu autobuzul. Da, aici aveți dreptate, da. Ar trebui să facă lucrul ăsta. Adică nu toți pensionarii din Buzău merg cu autobuz. Da, poate unii au mașină personală. La mine sunt mulți. Da, corect. Bine, mulțumim frumos pentru intervenție, domnul meu. Trecem la un alt subiect legat tot de raportul ăsta al Curții de Conturi sau solicitările, rugămințele. O intervenție de câteva secunde. Vis-a-vis de ce a spus domnul. Ar fi bine să se înțeleagă totuși că societatea Transbuz, acționarul unic al societății Transbuz este municipiul Buzău. Dacă într-o formă un privat vine exact cu numărul exact, deci și îi plătesc. Societatea aceasta este totuși a municipiului. Nu putem să, deci ar trebui să înțeleagă că e mult mai greu. Deci nu putem să o falimentăm pur și simplu. Deci această interdependență între societatea cu activitatea ei de prestări servicii în folosul municipiului Buzău al cetățenilor este a noastră, a municipalității. Nu ne putem bate joc de. Deci dacă noi am acoperit anumite pierderi pe care le justifică în acte și norme legale, nu e chiar la întâmplare. Să nu credeți că cât vrei, vrei un milion, ia-ți un milion sau vrei 100. Deci nu este așa. Deci așa să vrea să se înțeleg să totuși, domnul viceprimar, că există deci și temerea asta. Noi susținem această activitate. Da, deci există... noi suntem obligați să o susținem pentru că este societatea noastră. Da. Există temerea asta, bine, și cred că la asta vă gândesc dumneavoastră. Domnule, în momentul în care poate să va număra, se vor număra foarte exact cu mare acribie numărul de călătorii, da, s-ar putea ca primăria să plătească mai puțin subvenție către Transbuz decât este plătește posibil, momentul. Este posibil, orice este posibil. Numărul exact va da exact justiția cu care s-au făcut lucrurile până acum. Domnul de la Alba Iulia, reprezentantul primăriei, n-am pus noi pe post, n-am difuzat întregul interviu. Ne-a spus că din momentul în care s-a implementat acest sistem, a scăzut subvenția primăriei. Deci și acolo primăriei. A fost altfel calcul decât acesta, absolut electronic, cu număr exact. Există riscul ăsta. Peste tot. Există
există riscul ăsta dacă îl implementăm pe ăsta la Buzău și primăria plătește jumate, Transbuzul să dea faliment. Atunci vom vedea exact cum stau lucrurile și poate există alte norme legale, poate există alte condiționări, poate există și să dezvoltă proiecte europene care până acum nu au fost deschise pe transport public local. Noi trebuie să mergem în timp real. Nu putem să lăsăm nici municipiul Buzău fără transport public local, nu putem nici să mergem la infinit în a ne contra și asta prin instanțe cu camera de conturi și așa mai departe. Deci asta e o chestie interactivă. Bun, mai luăm un telefon în direct. Bună seara, spuneți vă rog, întrebarea, dacă se poate. Bună seara, domnul Auraș. În primul rând, felicitări pentru emisiunea dumneavoastră. Vă urmărim cu mare interes, pentru că sunt foarte multe probleme la noi în municipiu și cred că nu ne-ar ajunge... Bun, să trecem peste... Întrebarea mea nu prea are legătură cu subiectul dumneavoastră în legătură cu Transbus. Am o problemă foarte, foarte importantă în legătură cu spațiile verzi și cu locurile de parcare la noi din municipiu, la care cred că domnul vice ne-ar putea ajuta și îndruma. În sensul că, de exemplu, în zona unde stau eu, în zona Unirii Sud, sunt foarte puține locuri de parcare și, să spunem ipotetică, s-au improvizat prin anumite spații verzi, s-au improvizat locuri de parcare. De ani de zile, nu e vorba de acum, e vorba de... Noi eram eu venit în municipiu când s-au făcut parcări. Am înțeles, o chestie veche, da. Și lumea a parcat pe unde și cum s-a descurcat. De la an la an s-a mărit numărul de mașini. Noi, locatari, am încercat cât de cât să mai obținem niște aprobări pentru a mai face parcări, dar unii dintre locatari, fiind vorba de jumătatea locatarilor în vârstă, ca să mă exprim așa, de vârsta a treia, fac demersul la primărie în partea aia, în sensul să obțină spații verzi mai multe, căci că asta ar fi problema la noi în Buzău, că nu avem destule spații verzi, că mie mi se pare invers. Noi avem o discută în bloc, jumătate din bloc vrea parcări, jumătate din bloc vrea spații verzi. Ca drept urmare, noi, partea tânără a locatarilor, fiind plecați la servici, sau... Dumneavoastră vreți parcări. Bun, întrebarea pentru domnul viceprimar. Ne-am trezit peste noapte cu parcările alea improvizate, pline de fel și fel de borduri, pline fel și fel de tefi, pline fel și fel de cuie, pline cu tot felul de probleme de genul ăsta, unde se pot întâmpla accidente. Mă gândeam că ați găsit parcarea plină cu panseluțe. Credeam că asta e problema. Ar fi fost frumos, foarte frumos, parcarea să fie plină cu panseluțe și curată și civilizată. Nu, s-a găsit plină de cuie, plină de bolovan, plină de tefi. Întrebarea dumneavoastră, încă o dată, pentru domnul viceprimar, vă rog. Dacă există un demers legal privind improvizațiile astea făcute de anumiți vecini, unde ne putem adresa și cum putem să-i sancționăm? Sau nu știu, poate există un demers legal unde am putea să sesizăm asemenea... Ce? Că vi s-au pus cuie sau ce? Sau peste noapte s-au improvizat fel și fel de țevi din pământ, aproximativ la fel ca țevile care sunt băgate în trotuare pentru a... Ca să nu mai puteți să parcați dumneavoastră mașina acolo. Exact. Țevile alea reprezintă un pericol la adresa copiilor, reprezintă un pericol la adresa circulației. Ok, am înțeles. Bine, haideți să vedem ce ne răspunde domnul viceprimar. Deci domeniul public este administrat de primăria municipiului Buzău. Cu certitudine, pentru că este administrat de primăria municipiului Buzău, cetățeanul respectiv se poate adresa și trebuie să se adreseze în primăria municipiului Buzău la serviciul gospodărie comunală. Este adevărat, o parte din cetățenii municipiului doresc spații verzi, ceea ce este absolut corect și normal. De asemenea, tot dânsul a spus că numărul de mașini crește într-un mod exponențial, iar locurile de parcare tot acelea sunt. Ba dimpotrivă, în Buzău se construiește de 10 ani de zi, nu s-au majorat foarte mult numărul. Trebuie să arbitrați dumneavoastră. Deci noi trebuie să arbitrăm acolo unde există posibilitatea să împăcăm și pe cei care doresc spațiu verde, să optimizăm. Deci noi nu mai putem să creăm suplimentar locuri de parcare, dar putem să optimizăm anumite locuri, să redăm și partea de verdeață verde și o parte să mai putem să creăm. Unde se poate. Exact. Unde nu se poate. Deci asta este un lucru de încheietură, de finețe, un lucru care zonal. Acolo unde am o posibilitate, am organizat parcări de 50, 60, 100 de mașini. Micropași, începem cu există vreunul din astea două lucruri care să aibă prioritate? Parcările sau spațiile verzi? Nu.
amândouă sunt la fel de obiective, amândouă solicitările din partea cetățenilor sunt la fel de corecte și de obiective și atunci nu există o primordialitate. Bun, atunci telespectatorul să-mi dea un mesaj. Dar se poate adresa pentru aceste inconveniente pe domeniul public, de sau mai bine, pată, da. Sau garduri am găsit porți de fier, am găsit pe domeniul public cu care să-și protejeze asemenea spații verzi, dar nu sunt spații verzi. Bun, nu, să vă comunice într-un fel unde anume e problema, deci, de care vorbește domnul. Gospodărire comunală, municipiul Buzău. Bun, mergem mai departe, trecem la, tot așa cum spuneam puțin mai devreme, un lucru reclamat de Curtea de Conturi sau o solicitare a Curții de Conturi tot vis-a-vis de transportul în municipiul Buzău, trasee diferite pentru maxi-taxi, diferite față de traseele obișnuite sau, cum să zicem, cele împământenite ca fiind ale Transbuzului. Se poate așa ceva în municipiul Buzău sau este o cerere absurdă a celor de la Curtea? În general, în niciun municipiu din România și în general în Europa, a nu se intersecta și a nu avea porțiuni comune, nu funcționează cu siguranță de data asta, nu e doar o părere de-a mea, nici în Europa și nici în America. Dar pentru a separa și a identifica capete diferite, și asta se poate, deci se pot suprapune pe anumite porțiuni, dar pot fi și distincte. Și în momentul de față nu se suprapun exact toate traseele. Se poate optimiza printr-un studiu sunt de circulație. Sunt niște mici diferențe așa pe sunt la capăt. Sunt diferențe, pot fi și mai semnificative pentru a putea să evidențiem și mai clar. Dar și prin separare în momentul de față, pe parcul autoexistent, atât în parte de stat, adică al municipiului Buzău, cât și pe parte privată, o separare chiar prin absurd total ar duce la disconfortul transportului public local, în niciun caz la confort. Poate că s-ar face o bramburelă și o harababură de poate nu mai înțelege nimeni. Poate că legea ar fi respectată în absolut integritatea ei, adică în mijlocul ei, am fi în mijlocul legalității, să n-aibă nimeni nicio problemă că e aproape de a respecta muchia legalității, dar ca și confort în municipiul Buzău, ca și transport. Primordial pentru municipiul Buzău reprezintă circulația în condiții cât mai bune în municipiul Buzău a tuturor cetățenilor și respectarea bun, normelor deci, de transport să înțeleg, legale. Domnul viceprimar, că solicitarea asta a Curții de Conturi nu va fi pusă în practică cu trasee diferite. Va fi pusă în practică odată cu licitația, deci până pe 30 aprilie 2015 se va organiza, deci va fi o hotărâre de Consiliu în care se va aproba sau se va respinge o licitație pentru transportul public local de persoane din activitate privată. Deci acele stați că n-am înțeles până la urmă. Deci vor fi trasee diferite sau totale? Deci de trasee acum similare nu vor fi. Nici acum nu sunt similare, dar se va optimiza separarea mai evidentă a traseelor, deci vor fi doar cu condiția să nu afecteze ritmicitatea cu care se trece prin zonele dense ale orașului, mijloacele de transport. Asta este primul. Deci se va mai umbla, să zic eu așa, pe aici, pe acolo. Deci, da? În momentul de față noi respectăm recomandarea Curții de Conturi, deși suprapunerea și asta nu cred că e atributul Camerei de bun, Conturi. Bun, și ce o să faceți? Vă așezați la hartă dumneavoastră sau cei din primărie, luați harta municipiului, chemați și pe ăștia, deci, pe transportatori și pe transbus. În momentul în haide care să vedem licitația mai va stabili numărul real de mijloace de transport prin licitație, care se vor încadra în parametrii legali, atât din punct de vedere al confortului, al mașinilor dotate cu tot ceea ce înseamnă persoane, pentru persoane cu handicap, norme de poluare și așa mai departe, cu siguranță este doar o presupunere, dar cred că va deveni realitate că mă pricep destul de bine la transport, că m-am ocupat de această activitate, numărul de maxi-taxi se va diminua drastic. Deci cred că nu vor rămâne mai mult de jumate de mijloacele de transport, ceea ce pare pentru păi unii, de ce? Și am ascultat, pentru că nu se vor putea încadra în toate normele și prevederile legale în 2015, din punct de vedere financiar, din punct de vedere logistic, din punct de vedere. Și atunci am observat că transportatorii încearcă să se regrupeze pentru a putea să susțină o licitație în normele 2015, deci numărul de mijloace de transport se va diminua foarte mult. Poate revenim la acest și subiect. Și din cauza acestui număr de mașini care va se face va diminua, să crească distanța
între mijloacele de transport, nu să, deci să crească, asta înseamnă un mic disconfort, dacă nu mare disconfort, atunci va trebui să comandăm, după ce se vor așeza cei care prin licitație obțin licență și autorizație după normele legale, vom face un studiu de circulație să vedem ce mai trebuie, unde mai trebuie și cum mai trebuie să facem transport public local. Adică dar alte autobuze înainte, sau alte maxi-taxi din moment? Alte autobuze sau maxi-taxi în funcție de posibilitățile financiare și din funcție de posibilitățile municipiului Buzău. Bun, haideți să mai luăm un telefon, că e cineva care așteaptă de vreo 5 minute pe fir. Bună seara, ne cerem scuze, spuneți, vă rog. Nu face nimic, oricum, toți propanii noștri sunt. Bună seara, domnul viceprimar, că ați rămas singur. Bună seara. Domnul Sebastian Radu a fugit. Așa, întrebarea vă rog. Domnul Aurașărea, că întrebări cred că am vrut pentru cauzele care sunt în Buzău ăsta și probleme. Limitați la două întrebări, vă rog. O rugăminte aș avea, când veniți în emisiune, puteți să faceți o emisiune vreo 24 de ore. Pentru că avem o să-l mai chemăm pe domnul Bârlă, dar are treabă la primărie, în primul rând. Haideți cu întrebările, vă rog. Exact, dacă ne băgați cum nu, o să ne pierdem și pe alea, când le avem alea mai puține. Deci două întrebări am. Da. Am ajutat pe domnul Fănică Bârlă, pentru că este singurul viceprimar al Buzăului, să îmi spune și mie, să-mi dea mie un răspuns personal, acum, după ce încheie această convorbire, da, cum se asigură și cui se asigură venitul minim garantat în orașul Buzău. Deci asta o să fie scurtă. Și a doua. Și a doua întrebare, știi, domnul Fărică Bârlă, că plămânul orașului Buzău se depreciază? Vă referiți la Parcul Crâng, da? Exact. Domnul primar ar trebui să meargă printre cetățeni pe stradă, să ia pulsul orașului, nu să stea pe, la birou. Are ce stea la birou. Să vină personal să vadă care sunt problemele orașului Buzău. Și vă spun și de ce. Astăzi s-a făcut curățenie în orașul Buzău, domnul Fănică Bârlă, da? Corect. A început curățenia, nu s-a făcut curățenie. Știți dumneavoastră ce curățenie s-a făcut în orașul Buzău? Da. Fără mărturi. Domnul meu, azi a bătut vântul în Buzău. S-a strâns gunoiul într-o anumită zonă a orașului. Nu o să vă spun unde. Micro 14. Nu contează unde. În Buzău. Așa. S-a strâns gunoiul, au plecat, vântul a bătut. După o jumătate de oră vine domnul cu virgulă târna sau cu virgulă cosu, să adune gunoaiele. Ce dracu, domnule, să adune? Că zule zburase vântul. Ok, bine, mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Până la urmă au fost trei lucruri solicitate. Nu azi începem cu Parcul Crâng, da? Bănuiesc că știți faptul că sunt anumiți cetățeni care vin și taie când se apropie iarna sau în timpul iernii din Parcul Crâng. Copaci mai mușcați sau nu? Și nu-l cunosc. Nu știți. Și Parcul Crâng este foarte populat atât de cetățeni cât este destul de bine protejat și de partea de jandarmerie care acolo este și de partea de poliție locală. Mai scapă, domnul. Nu mi-am dat multe imagini acela că am pus TV. A deprișa înseamnă a tăia masiv. Adică trebuie să facem diferența între o infracțiune, a tăia un pom înseamnă o infracțiune, sau a defrișa. Defrișa înseamnă coline întregi, înseamnă păduri întregi. Așa am văzut eu la televizor, că se defrișează pădurile, da, da, lumii, că, ceea ce e un lucru foarte rău. Să știți că totuși telespectatorul nostru are ceva dreptate. Exagerează, poate, nu știu termenul cel mai potrivit, dar ce se întâmplă? Să taie azi, să taie mâine, anul trecut, anul viitor? Eu cred că se întâmplă și lucruri infracționale cu anumiți pomi, dar știu de asemenea că și direcția silvică a plantat puiet acolo sau când o școală are o acțiune, acolo îi dirijăm către Parcul Crâng, deci s-au și plantat. De asemenea, partea circulabilă, partea pietonală sau partea de agrement este în permanență curățată și este înnoită cu material viu. Deci, pe o parte, or fi cetățeni, dar nu așa ca și defrișare, care nu respectă normele respective, dar în aceeași măsură noi, municipalitatea sau alte entități ale statului, contribuie la menținerea lui ca și parc și plămân verde. Bun, cum se acordă venitul minim garantat? Venitul minim garantat se acordă oricărui cetățean și oricărui familii care, potrivit legii, corespunde normelor de acordare printr-un dosar care și printr-o anchetă socială.
Se face o anchetă socială, se constituie un dosar și dacă acel dosar respectă baremul legal, atunci se acordă venim minim garantat. Bun, sper că telespectatorul nostru este mulțumit. A mai reclamat dânsul faptul că curățenia asta de primăvară, înțeleg că a început de câteva zile. Deci a început curățenia de primăvară, am început cu un cartier din municipiul Buzău, vom continua cu celelalte cartiere. Curățenia municipiului Buzău se face cu două direcții importante, atât spațiile verzi care responsabil este societatea municipiului Buzău Urbis Serv SRL, iar partea de curățenie stradală, menajeră, domeniul public o asigurăm ca prin contract, ca de fiecare dată cu societatea RER Ecologic Serv. Dacă s-au întâmplat și lucruri în neregulă, deci a strânge gunoiul și a-l împrăștia vântul până a fost ridicat, probabil că sunt și aceste aspecte, pot fi izolate sau aparatul de specialitate din primărie, deci toată direcția de gospodărie comunală în zilele acestea până la sărbătorile pascale sunt în tot municipiul Buzău, ei s-au împrăștiat, sunt 7-8 persoane care stau în zonele sau mai mult în zonele în care se acționează. Deci astăzi au fost toți plecați în micro 14, dacă sunt asemenea evenimente, ei le sesizează și încearcă să le remedieze. Bun, deci să se facă cu mai multă băgare de seamă. N-am spus că nu este posibil, dar curățenia, deci de Paști, de sărbătorile pascale, orașul trebuie să arate bine. Bun, ne întoarcem la transportul public local. Înainte de a lua pauza de publicitate, vin să vă întreb, domnul viceprimar, de ce nu se cumpără noi autobuze în municipiul Buzău? Am avut o declarație chiar a domnului Boșcodală, dată în urmă cu vreo 2 ani, în care domnul Boșcodală promitea că se vor cumpăra încă vreo 10 autobuze noi, cel puțin. Iată că a trecut timpul și nu s-au cumpărat autobuzele respective, deși cred că este nevoie municipiul Buzău de ele. Sigur că da. Deci domnul primar a promis că se vor cumpăra autobuze și ca atare la momentul respectiv, din bugetul municipiului Buzău, a o mare parte de bani în speță până în 3 milioane de euro au fost puși la dispoziție, deci ca și granduri, ca și acțiune financiară a municipiului, ca și garantare pentru societatea Transbuz, singura care poate să facă licitații, pentru că este a societății. Acești bani nu au fost suficient pentru a cumpăra mecanismul financiar, nu autobuzul în sine, pentru valoarea de piață a autobuzului respectiv. Existau bani. Nu existau bani pentru a satisface tot mecanismul financiar. Pentru a intra la licitație trebuia să acoperi ori leasingul financiar sau leasingul operațional, care sunt mult mai scumpe decât valoarea obiectului în sine. Noi, municipalitatea, nu avem banii sau nu putem să garantăm niște bani în cash de a putea să le cumpărăm cu banul jos, adică fără dobânzi și așa mai departe. Păi și n-ajungeau astea 3 milioane de euro pentru a fi cumpărate? La valoarea reală a unui mijloc de transport compatibil și competitiv cu cele pe care le avem în momentul de față, nu. La care s-a mai făcut o suplimentare până la 3.800.000 de euro. Probabil dacă la licitație nu au venit, deși au fost invitate toate firmele care se ocupau de a vinde mijloace de transport. Ne-am adresat societății cu care am mai făcut asemenea contracte. Nu mai încăpeau acești bani în mecanismul financiar total. Deci nu înțeleg, domnul viceprimar, deci la 3,8 milioane de euro facem un simplu calcul matematic, are și 380.000 de euro de autobuz. Un leasing financiar sau un leasing operațional pentru parc auto de 300.000 de euro un autobuz, deci 3 milioane 10 autobuze, trebuie vreo 6 sau 5,8 milioane de euro să ajungă în parcul societății și 5 ani de zile să plătească rate. Ratele lunare nu puteau și nu puteau să intre în caietul de sarcini ca să fie acceptabile pentru dealerii. Deci trebuie mai mulți bani, să înțeleg, trebuie și noi avem. Trebuie mai mulți bani prognozați pe perioada de leasing, pe 5 ani sau pe 7 ani sau pe 8 ani. Deci există un calcul economic care se face. Dar nu se puteau lua cash, nu luam, păi 10 autobuze, luam 5 autobuze. Sau era musai să cumpărăm 10? Întreb și eu. Nu neapărat, deci s-a aprobat din bugetul local o creditare pentru 10 mijloace de transport noi.
Asta a fost mecanismul pe care primăria municipiului Buzău și l-a permis să folosim doar autobuze noi, să achiziționăm doar autobuze noi. De ce nu să cumpără autobuze second-hand, de pildă? Pentru că am văzut că în alte municipii sau în alte orașe, în alte localități din țară, s-a mers și pe principiul ăsta second-hand. Deci, politica administrativă a unui primar este cea care apare înaintea campaniei electorale și pe care trebuie să-și o ducă în perioada mandatului. Domnul primar Boșcodală, de prima oară când a încercat să revigoreze transportul public local, a încercat și a reușit în mare măsură până în ziua de astăzi să o facă cu mijloace de transport noi, ceea ce s-a dovedit un pariu câștigător. Am propus 10 mijloace de transport pentru că la ultima licitație tot 10 mijloace de transport s-a licitat și la a treia licitație s-au adjudecat și s-au adus ultimele 10 autobuze noi. Care au BMC-urile astea, nu? Exact, care au fost, fiecare au fost colorate în câte o culoare. Acum nu știm ce culoare o să vină următoarele 10. Bun, deci în viitor, domnul Bârlă. Dar ăsta este adevărul și ăsta este un mecanism financiar. Nu l-a fixat primăria, nu l-a stabilit primăria și ca să cumpere o mașină fără să ai toți banii în cont de 100.000 de euro, te costă 180.000 de euro. Nu te costă 100.000 de euro. Că dacă aveam un se buget... Se vor cumpăra sau nu autobuze noi, deci, într-un viitor mai apropiat? Am încercat la începutul emisiunii să vă explic care e diferența între o negociere directă a unui privat și o subedenie de pași obligatoriu pentru achiziții publice ale entității administrația publică locală. E foarte mare diferență. Dacă societatea Transbuz era o societate privată 100%, deci puteau să aibă încă 10 metode de a putea să-și îmbogățească parcul auto pentru a crește calitatea transportului. E un hățiș legislativ, spuneți dumneavoastră. E un hățiș legislativ care încă nu se încadrează în normele europene. Acum achizițiile publice cu societățile proprietate în care ești acționar majoritar, poți să faci încredințare directă. Până acum nu se putea. Trebuia să participe prin ordonanța 34 la orice licitație și erau total dezavantajate societățile cu capital de stat. Bun, luăm și noi o scurtă pauză de publicitate. Înainte mai am de făcut două mici anunțuri. Imediat după pauză citesc toate mesajele. Și a doua solicitare, cei care sună pe numărul de mobil să o facă pe numărul de fix și vor fi introduși în direct. Publicitate, revenim după câteva minute.